Veteranii de război prahoveni au avut o întrunire cu viceprimarul Ploieștiului Raul Petrescu, dar și cu președintele UNPR Prahova Daniel Niculae. Într-un cadru restrâns, aceștia au putut rememora clipele petrecute pe frontul celui de-al doilea război mondial, atunci când chiar și cu mâinile goale au apărat pământul strămoșesc și au reușit să iasă învingători din această luptă. E foarte emoționant. Nu aveam aceleași emoții înainte de a ne întâlni. Cred că e o emoție atât pentru noi ca oameni politici, cât și pentru dumneavoastră ca media, la ce ne-au povestit astăzi. Nu cred că există semn de recunoștință mai mare pentru ceea ce ne-au oferit la momentul respectiv după 70 de ani. Astăzi suntem în situația în care suntem și datorită dânșilor. Le mulțumim că au dat curs aceste invitații. Cum există și în titulatura occidentală, putem vorbi de seniori. Iar veteranii de război poate reprezintă, în opinia mea, cea mai importantă categorie a acestor seniori. Este o chestiune de deferență și de respect față de ceea ce acești distinși oameni au făcut pentru țară, pentru spiritul lor de sacrificiu desăvârșit. Și era o chestiune de moralitate să punctăm această recunoștință față de domniile lor. Au luptat pentru patrie, dar mulți dintre ei au fost uitați. Înainte de 1989, doar eroii de război antifasciști erau recunoscuți și aveau drepturi. Restul erau doar simple elemente de decor, au spus astăzi în cadrul întâlnirii de la Ploiești veteranii de război. Tot aici am găsit-o și pe doamna Lucia, care a petrecut 3 ani pe front, pe vremea când era studentă la Facultatea de Medicină. Viața mea a fost de mai multe ori în pericol. Am fost în mijlocul celor mai, după părerea mea, dar nu... N-am eu ultimul cuvânt, îl au specialiști în domeniul istoricii militari, dar a fost lupte unicat după mine. A fost lupte în al doilea război mondial de apărarea graniților țării. Dacă celelalte au fost de eliberare de teritoriu, de înaintare, aici era pe viață și pe moarte pentru să apere portul și orașul Constanța, să apere Dobrogea. Ajunsă la venerabila vârstă de 87 de ani, doamna Lucia recunoaște acum că pentru a supraviețui într-un mediu normal după război a fost nevoită să uite unele amintiri dramatice, pe care însă odată cu trecerea timpului și le mai amintește. Sunt evenimente care, cum să vă spun, fac parte din viața mea, m-au marcat pentru toată viața, nu le pot uita, am mai uitat din ele, dar citind, vizionând, audind, mi le amintesc. Seniorii s-au întrunit pentru a marca ziua de 29 aprilie și pentru a-și onora camarazii de arme. În acea zi, dar în urmă cu 113 ani, mai exact în anul 1902, regele Carol I instituia prin înalt decret titlul de veteran de război la exact 25 de ani de la cucerirea independenței de stat a României. În semn de recunoștință, la finalul întrunirii de miercuri, veteranilor de război le-au fost înmânate diplome.